Gazdele au început în forță meciul și după un sfert de oră de la fluierul de start au deschis scorul prin Țugui. Fălticenenii au restabilit egalitatea în debutul reprizei secunde. Bradul Putna a revenit în avantaj în minutul 65, când același Țugui a realizat dublă. După doar 3 minute, Cârdei a punctat pentru 3-1, stabilind astfel și scorul final. Echipa vizitatoare Șomuzul Fălticeni, o echipă organizată, extrem de arțăgoasă, care ne-a pus probleme, în special în prima parte. Și deși am avut o superioritate numerică de peste 60 de minute, am întâmpinat dificultăți, în special la finalizare. Scorul înregistrat 3-1 ne dă speranțe pentru următoarele meciuri. Este un scor meritat, băieții au muncit mult. Vreau să felicit întreaga echipă, vreau să felicit spectatorii care ne-au susținut și sperăm să îi bucurăm în continuare. În condițiile în care Foresta Măline a cedat cu scorul de 1-2 pe terenul grupării Rapid 2 Mihoveni, Bradul Putna a urcat pe locul 2 în clasamentul Ligii a 4-a. FC Pojorâta s-a distanțat la 5 puncte în fruntea clasamentului, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Moldova Drăgușeni.